Și ca să mergem mai departe, uite, o să facem următorul lucru. Să vedem matematic. Să putem calcula matematic termenul de garanție, dacă putem spune așa, sau sorocul de stabilitate a unei căsătorii, folosind datele matriciale ale partenerilor. Și uite, hai să ne imaginăm. Faci în felul următor. Două matrițe alături, una masculină și alta feminină. Masculină și una feminină. Soț și soță e cum ar fi. Pentru asta, primul lucru este nevoie să cunoaștem matrițele la ambii parteneri. Noi le avem în față. Probabil le-ați desenat, le avem. Pentru început, trebuie să analizăm ce poate să țină împreună o familie. Ce legături, ce mecanisme face sau sunt implicate și pot face ca un el și o ea, datele lor le avem în față, să fie cumva legați între ei. Și avem două principii de bază. Unul este interesul cotidian sau de zi cu zi, adică asta, de casă. Ea spală, eu fac nu știu ce, eu ăla, e mai bine așa, ea e partenera mea, adică interesul de-astea de viață, casnice sau cotidiene, tradiționale, cum ar fi spus, de viață. Și al doilea mecanism care poate face ca un bărbat să, cu o femeie să creeze o familie și să se păstreze acea familie, este interesul spiritual. Adică interesul față de partenerul de căsătorie ca și personalitate, ca și structură psihică, ca și structură spirituală. Nu ca pur și simplu soția mea, mama copiilor mei, bucătăreasa, cea care mă ajută să fac nu știu ce, cea care îmi dă de mâncare și nu știu ce, din când în când mă masează pe ceafă sau pe spate. Adică interesele de astea cotidiene. Ce e al doilea interes? Este interesul spiritual, adică îmi place de ea. Adică o privesc ca pe fiica lui Dumnezeu sau a fiica naturii, mai corect spus. E deosebită, are niște particularități ale ei aparte. Mă încântă, mă incită, mă excită, mă atrage, nu pot fără ea, alte, adică dorințe sau legături spirituale. Poate fi așa încât un bărbat și cu o femeie să creeze o familie și familia să fie ținută legată de ambele deodată, de ambele principii deodată. Da, doar sunt familii în care el are interes și cotidian, material, cum ar fi spus, tradițional față de ea, dar în același timp are și interes spiritual. Sunt familii în care familia este ținută numai de legăturile spirituale dintre ei. Nici nu contează, gătește ea, nu gătește, nu face, nu contează. Are copii cu tine, are copii, tu iubești pe ea ca pe fiica lui, fiica naturii, pentru că ea e aparte, pentru că alta ca ea nu-i, pentru că cea mai bună variante dintre toate femeile pe care tu până acum le-ai cunoscut.